De joi 11 aprilie au început înscrierile la clasa pregătitoare și țin până pe data de 14 mai. În această perioadă, părinții pot completa cererea tip de înscriere online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, care împlinesc 6 ani până la 31 august 2024. Cererea cuprinde date privind părinții sau reprezentantul legal, date privind copilul și despre membrii familiei, precum și criterii generale de departajare și informații suplimentare. Iată care sunt și celelalte documente necesare pentru înscrierea în clasa pregătitoare. Cerere tip de înscriere, copie și original după actul de identitate al părintelui sau tutorelui legal. Părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului. Copie și original pentru certificatul de naștere al copilului, recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, acolo unde este cazul, alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale sau specifice, de asemenea acolo unde este cazul. În școlile unde sunt mai multe solicitări de înscriere decât locuri disponibile, se apelează la o serie de criterii de departajare elaborate de fiecare unitate de învățământ și care se aplică după aplicarea criteriilor generale. Pentru menținerea înscrierii la școala dorită, contează existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți, existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte, existența unui frate sau unei surori înscrisă în unitatea de învățământ respectivă. La data de 29 mai se vor afișa în unitățile de învățământ și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean copiii înscriși, iar în 30 mai va avea loc o a doua etapă de înscriere în învățământul primar pe locurile rămase libere.